Da, astăzi schimbăm uleiul. Am vreo... L-am schimbat atunci, am făcut vreo 3.000. Deci 3.000 de când am schimbat anul trecut până la încheierea sezonului și încă 4.000 acum, da. Era cam vremea, am vreo 7.000 și trebuie să schimb uleiul pentru că am zis că la 6.000 să schimb. Am schimbat data trecută la 10.000, era cam negru, de data asta o să schimbăm la 7.000. Să fie bine, să nu fie rău, cum s-ar spune. Da, căldură mare pentru, adică pentru, băi, iulie, frate, nu, ce pentru. Hai, moșule. Doamne, aveai loc. Haideți, doamnă, ce faceți? Ba. Bă, 1 și 1. I-am lăsat să se bage, bă, și nu aveau curaj să bage niciunul. Bă, cum pana mea, mă? Luați, domnule, taurul de coarne, luați volanul de coarne și băgați-l ca lumea în intersecție. Luați virajul cum trebuie. Aici se lucrează, bă, un așa, dar cum a ajuns să ia acolo și semaforul e roșu aici? Nu-mi explic. E ceva ce nu dă cu virgulă, nu-mi dau seama, adică ăia sunt în față, semaforul e roșu, dar toți patru s-au prins aglomerat. Asta înseamnă că tot au comis-o, s-au băgat. Știi? Cam asta e faza. Vede că m-a salutat cineva, dar habar n-am cine e, nu știu cine e. Încă l-o la banda albă, bă, cat. Nebunie de proști. Că se bagă, de asta se întâmplă așa. Vezi, dacă ai motor, nu o să vezi niciodată ambuteiaj. Ambuteiaje create de motoare, n-am auzit niciodată. De motociclete, niciodată n-am auzit să se întâmple astfel de faze, să fie ambuteiaje. De mașini, căcălău. 100.000 de ambuteiaje. Dar de motociclete eu n-am pomenit. Așa că varianta, luați-vă motocicletă. Au, tău, bă, ce preamă, n-ai treabă, bă, că, bă, dar s-au de mișto, ce să mai, ce să mai, recunosc, mă simt învins. Ai, 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 aș vrea și o prăitoare din aia. Na, na, belea, ce bine se aude, ce frumos, nu știu dacă ați auzit și voi, dar se aude bine, bă, bine, bine. N-am fost atent ce motor era, să-mi bat piciorul, uite, bă, ce bolău, ce bălălău sunt. Măcar să văd și eu ce motor e. Hai că-l prinde din urmă. Îmi place. Ca te duc ăla, era sigur că, nu știu, cred că e de 800 dacă nu mă înșel. Nu ne mai băgăm aici. Mișto tare. Frumos. Știți că am filmat clipul ăla despre viteza în oraș și vă spuneam de porțiunea asta, da? E, ce credeți? Acum 2 zile, again, un alt accident, chiar acolo unde am filmat, pentru că acolo se taie linia aia dublă, continuă, când se iese de la hotel sau vrea să intre la hotel. Deci, na, ce să mai zici? Ce să mai spui? Despre ce vorbim? O să vă arăt exact locul cu pricina, adică exact aici. Aici. Se intră la hotelul ăsta sau se iese și evident se calcă linia dublă continuă. Ceea ce a dus la un alt accident.
și o să mai ducă, pentru că nu prea par să se învețe minte oamenii, adică românul are treaba aia, uită repede, știi? Adică, bă, bine ar fi să nu uităm prea repede unele lucruri, pentru că trebuie să învățăm ceva din ele, dintr-unele. V-am mai spus eu, și poate o să-mi săriți în cap unii dintre voi, dar în trafic, având în vedere cum se circulă în România, realitatea este că sunt greșeli mai mici și greșeli mai mari. Pe care le acceptăm, asta e realitatea, adică toți greșim, bă, toți greșim, nu e nici unul frate să mă greșească și cine spune că nu greșește înseamnă că merge pe bicicletă și acolo greșește, dar revenind, toți greșim, într-adevăr, acceptăm greșeli mai mici și blamăm greșeli mai mari, pentru că greșelile mari ne pun și viața în pericol. Da, și o greșeală foarte mică spune viața în pericol, bă, dar nu e ca atunci când îți taie unul fața pe linie continuă, adică despre ce vorbim? Orte stânga, orte dreapta, băi, ochelaristule, băga mea și piciorul să-mi bag și analizez stânga și te bagi dreapta, prost care ești. Bă, cum să nu-mi faci, bă, proști? În pana mea. Mă abțin, frate, mă abțin să nu mai înjur, dar nu ai cum, bă, nu ai cum, uitați-ți gura lor. Mingea, mingea, hei! Hai să ne jucăm cu mingea. Mingea! Hop! Aie, nu-i problemă, cu drag! Ha. Nu de alta, dar un coleg chiar așa a căzut, adică... Băi, și-a căzut săracul nasol, băi, și tu l-ai făcut de sarte n-am. Aaa, ce nasolă e treaba asta! Da, pofim, lege, na! Dosar penal, autovătămare, corporală. Băi, ești nebun la cap!